Onorată asistență, ne vom referi și la o altă instituție juridică, la autoritatea publică, precum este Guvernul Republicii Moldova. Problema aici rezidă în faptul că nu cunoaștem noi cu certitudine. Norma constituțională am cunoaște noi are o formulare care nu ar fi în colaborare cu celelalte prevederi. De ce spun acest lucru? Mă refer la durata mandatului guvernului. Noi cu toții cunoaștem, am vorbit anterior despre durata mandatului președintelui, de exemplu, 4 ani de la data de punere în jurământului, etc. Este clar. Durata mandatului Parlamentului. Durata mandatul Parlamentului, deci curgerea termenului începe din data, în condițiile cu validare, etc., deci necesare strict prevederi constituționale, dar începe cu validata a desfășurării alegerilor, adică când au avut loc alegerilor și o durată, are un mandat plenipotențiar Parlamentul de 4 ani de zile. Iată, guvernul este o autoritate publică, deci unica autoritate executivă centrală, deci în acest sens, care are atribuții plenipotențiare de a transpune în viață politica statului, atât interne și externe, de a o realiza la modul faptic, efectiv. Iată, în acest sens, trebuie să fie și o claritate, deoarece norma actuală, norma constituțională, acordă un mandat cu o durată mai mare pentru guvern decât pentru parlament. Și ne referim la mandat, când vorbim noțiunea de mandat, avem în vedere mandatul plenipotențiar, adică de plin, nu cel tranzitoriu care asigură în temeiul principiul continuității. Ca să nu existe vid de putere, noi fără dor și poate asigurăm continuitatea. Orice autoritate trebuie să transmită puterea, da? De la una, deci la alta. Și în felul acesta. Aici noi știm că guvernele nu e bătut în cuie că vor avea mandat de 4 ani. Însă se prezumă că inițial, dacă nu pică, nu cade guvernul, el va avea tot un mandat de 4 ani de zile. Nu mai lung. Aici, dacă noi lecturăm cu atenție norma constituțională și ipotetic vorbind, noi o să constatăm că mandatul guvernului este unul plenipotențial, este ceva mai lung, cu câteva o perioadă de timp. Și facem referire la articolul 103, alineatul 1 din Constituție, care statuează că guvernul își exercită mandatul până la validarea alegerilor pentru un nou parlament. Iată problema aceasta, validarea alegerilor pentru un nou parlament. Este o problemă. Noi spunem că mandatul deja plenipotențiar aici este noi spunem în felul următor. Dorim ca să facem o precizare și să dăm o formulare mai concretă și să facem o corelare între mandatul Parlamentului, deoarece, cum spuneam, derivă de la mandatul executiv de la Parlament, da? Deci primește mandat, vot de încredere, da? Și formalizat acolo și președinte ce participă, dar e vorba de la Parlament. Da? Și atunci noi am mandat este ca plenipotențiar din partea Parlamentului. Și atunci, în perioada aceasta, guvernul ce face? Guvernează. Însă este o perioadă când el trebuie să asigure baza principiului continuității, ce? Administrarea treburilor publice. Iată, lucrul acesta le efectuează într-adevăr, până a depunerea jurământului de către noi membri a guvernului sau noului guvern. De ce noi propunem la articolul 103 alineatul 1? Deci că o nouă redacție. Guvernul își exercită mandatul până la data expirării mandatului care i-a acordat vot de încredere. Se face o legătură, deci o conexiune clară între mandatul, deci parlamentul a guvernului și cel a parlamentului. Adică, în acea fel, mandatul plenipotențial al guvernului nu va putea depăși limitele temporale a mandatului plenipotențial al Parlamentului. La un alt compartiment care trezesc multe semne de întrebare, este vorba de angajarea răspunderii guvernului în fața Parlamentului. Cunoaștem cu toții, deci angajarea, situațiile care ar fi, deci trei situații, angajarea asupra unui proiect de lege sau mai multe proiecte de lege care ar fi aici
Deci o declarație de politică generală, deci un program în politic, dar e vorba numai cu seamă, interesează asupra proiectelor de lege. Și noi vedem că angajările au fost, în mare parte, de la început, au fost cam neconstituționale, în marea lor parte. Dacă supune verificări de constituționalitate toate, am vedea că 80% ar fi neconstituționale. Am observat că acest lucru se întâmplă și am scris un articol științific, un studiu științific, care l-am intitulat Abuz de drept al Guvernului și Parlamentului Republicii Moldova sau cum excepție devine regulă. Și noi ne referim, iată publicată în Legea și Viața, în mai, deci a fost 2019, adică când se afla la guvernare, încă PDM-ul. Și atunci noi am explicat că ei, cu de la sine putere, au ignorat prevederile constituționale și le-au interpretat abuziv și au legiferat guvernul, adică a ignorat deoarece deja nu mai era un plenipotențial parlamentul respectiv și ei, de asemenea, nu aveau mandat de plin și au venit, au intervenit și și-au asumat răspunderea asupra mai multor proiecte de lege, care în fine au fost și neconstituționale. Dar au fost cu beneficiu pentru popor, unele că au fost unele cu tentă electorală, când s-au alocat niște resurse financiare, etc. Însă problema constă în faptul că trebuie într-adevăr să respectăm și cadrul normativ existent. Lucrul acesta cu regret ce n-a fost înțeles și atunci când ai de putere absolută, îți convine și îți pare că tu anumai ai dreptate. Iată lucrurile acestea, noi le-am atras atenția guvernanților că au dat o bară, inclusiv în 2019 și în mai mulți ani, deci aici studiul este expres prevăzut, care au fost situațiile când au încălcat și normele constituționale. De aia noi propunem, ca să fie cu claritate, noi să prevedem în limitele temporale când își poate angaja un guvern, deci răspunderea în fața Parlamentului. Când Parlamentul este deja în campanie electorală, mai poate veni guvernul să-și angajeze răspunderea. Deci când a expirat mandatul de plenipotențial a Parlamentului, mai poate când Parlamentul nu mai asigură continuitatea mandatului său, până deci ce intră în exercițiul noul Parlament. Mai poate un guvern care nu are depline puteri, care trebuie numai să administreze treburile publice și nu să guverneze, să-și angajeze răspunderea în fața Parlamentului, în fața cui și-a angajat răspunderea. Iată, ne dăm noi întrebări și noi vedem că ei au făcut-o de dragul electoratului să manipuleze numai. De aia noi propunem că la articolul 106 cu indicele prim, la alineatul 1, să dăm legiuitorul constituțional să dea o nouă redacție, care va suna în felul următor. Guvernul, doar în timpul sau pe durata mandatului, își poate angaja răspunderea în fața Parlamentului asupra unui program, unei declarații de politică generală sau unui proiect de lege. Deci modificarea de substanță se referă la limitele temporale în care guvernul își poate angaja răspunderea. Când mandatul i-a expirat, atunci el nu mai asigură administrarea treburilor publice. Nu mai poate veni în Parlament, în fața Parlamentului, deci când și Parlamentul nu mai are de pline putere. Da? Să lăsăm viitorului legislativ ca să se ocupe de aceste probleme. A fost timp berechet, 4 ani de zile, ce ați dormitat? Pe ultima sută de metri veniți să prostiți mulțimea, poporul, da? Cu pomenii electorale. Și atunci le dați și încălcați și Constituția. Ați violat totul în țara aceasta. Dacă măria sa poporul vă permite, n-ai, bă, cum? El spune, dacă mi-ați dat 700 de lei, bravo, n-ați încălcat nimic. Asta e la noi. Sau două fărămeturi de sub masă, atunci tot bravo. Iată, cu regret, cam noi aici avem mari carențe. Și la compartimentul acesta, când politicienii nu ajută poporul, dar își bat joc de el, în fel și chip prin pomenii electorale. Iar poporul iubește ca, deci, ales politicieni
guvernanții să-și bată joc de el. Și îi permite și zice că bravo, îi bate pe umeri și zice că voi sunteți de-ai noștri și pe burtă. Și iată, în felul acesta continuăm noi de circa 30 de ani de zile. De ce noi propunem acest amendament? Să fie clar, în limitele temporale acestea, guvernează, are depline puteri, atât Parlamentul cât și Guvernul, poate să intervine numai în această perioadă, să vină în fața Parlamentului, să-și angajeze răspunderea când este un Parlament plin de potențial, adică de plin putere, nu cum stă pe apa deja sâmbete, se deducă, el e în campanie electorală și vii și te angajezi în fața lui și nu-i aduni. Și o altă problemă legată de instituția delegării legislative. Iată, aici tot de asemenea nu se cunoaște această instituție mai puțin utilizată, aici a fost sau folosită, au fost numai două ordonanțe din partea guvernului emise ale guvernului de la apariție, de la instituirea acestei instituții juridice, deci a delegării legislative. Ele sunt ambele deja abrogate, dar instituția există și trebuie să spunem claritate că e necesar ca în aceste perioade sunt intervale de timp între sesiunile ordinare, care ar însemna luna ianuarie și luna august. Deci în aceste intervale trebuie și poate să fie abilitat guvernul cu dreptul, deci, de delegare legislativă. Adică la solicitare, printr-o lege să li se delegează, deci domnul domeniu anumit ca să adopte ordonanțe pentru intervalul susnumit de timp. Iată, în felul acesta se face claritate, ordine în lucruri. Adică știe guvernul când poate să acționeze prin instituția delegării legislative, când poate guvernul să-și angajeze răspunderea în fața Parlamentului. Iată, lucrul acesta ar fi clare pentru și pentru guvern și pentru Parlament și pentru cetățeni. Iată, în acest sens este necesar ca să intervenim în normele constituționale să facem ordine. În concluzie, Institutul de Creație Legislativă și subsemnatul Mihai Corș sunt apti și au pregătit proiectul și de aia dezbatem ca pe ultima sută de metri deja să depunem și procedural să înaintăm. Avem nevoie de susținerea noastră masivă ca să promovăm acest proiect de revizuire a Constituției. Să nu rămână numai un vis și așternut pe hârtie, o muncă intelectuală enormă, efectuată de specialiști, decât subsemnat și Institutul de Creație Legislativă și alți savanți în domeniul constituțional, și dar dorim ca într-adevăr să fie materializat, să fie amendată la prima etapă, deci Constituția, cu multitudinea de propuneri la acest compartiment. Asta ne dorim și e cu putință, numai cu ajutorul a dumneavoastră. Mărite popor! Dumneata vei decide dacă te va implica activ, vei avea într-adevăr cetățeni care se gândesc la țară și doresc să se implice, ori veni alături și împreună vom face o schimbare veritabilă, care nu au făcut-o de circa 30 de ani clasa politică din Republica Moldova. Și nu trebuie să fie neapărat partid politic sau fără partid politic, orice cetățean poate să vină alături și dacă are dorință să pună umărul ca să facem schimbarea pe adevăratele. Nu prin grupări, prin OPG-uri sau SRL-uri numite partide politice, dar prin participare proactivă cetățenească. Asta vă invit și vă îndemn. Împreună putem să izbutim.